Fii binecuvântat! Numele meu este Gabi Ionesi, mai cunoscut și sub numele de Filip. Fac acest video prin care vreau să-ți spun că în ultima perioadă am început la Rafa, la Centrul Creștin Rafa, să formăm un grup de copii. Copiii noștri și copiii celorlalți frați și surori care frecventează Rafa. Am căutat să-i implicăm și să facem un grup unde ei să cânte, spre slava lui Dumnezeu. Inițial am început aceste repetiții și le-am organizat în zilele de miercuri, dar având în vedere că începe cât de curând școala, fiindcă oricum în fiecare vineri seara avem seară de rugăciune de la ora 19, ora 7 seara, am zis ca această repetiție a copiilor să aibă loc în fiecare vineri de la ora 18, ora 6 seara, cu o oră înainte de rugăciune. Așadar, dacă ești de prin Rădăuți sau de prin împrejurimi și vrei ca și copilul tău să fie implicat în corul de copii de la Rafa, cu mare drag poți să vii și să-l aduci în fiecare vineri de la ora 6 seara la repetiții, unde împreună cu copiii noștri vor învăța să cânte spre slava Domnului. A aduce copilul la repetiție, a-l implica cu copiii noștri, nu implică să fii membru al Bisericii Rafa, nu implică să faci parte numai decât din comunitatea Rafa, ci doar dacă vrei ca și copilul tău să fie implicat, să învețe să cânte, să participe la lecții biblice, este binevenit. Nu contează din ce cult este. Vrem să spunem că noi îl credem pe Iisus Hristos, credem în El, credem în Domnul care vindecă, în Domnul care eliberează și credem în Evanghelia vestită cu putere. De aceea, reiterez faptul, în fiecare vineri, de la ora 18, avem repetiție cu copiii. Poți să vii să-l aduci și împreună să cânte spre slava Domnului. Avem niște surori care se vor ocupa de ei, niște surori care îi vor învăța să cânte. Iar apoi, în fiecare vineri de la ora 7, 19, continuăm cu seara de rugăciune. Pentru cei care știți, pentru cei care nu știți, în fiecare vineri avem seara de rugăciune în care ne adunăm, dăm un scurt îndemn, poate, cântăm o cântare două și apoi ne aplicăm să ne rugăm. Fiecare are posibilitatea să se roage. Jumătate de oră, o oră, cât poți să te rogi. În ultimele săptămâni am experimentat niște seri binecuvântate în care Dumnezeu, efectiv, și-a făcut simțită prezența într-un mod puternic și dăm toată slava Domnului. De asemenea, în fiecare vineri avem și posibilitatea să ne rugăm pentru oamenii care solicită asta. Fie bolnavi, fie oameni care au nevoie de eliberare, fie oameni care au nevoie de rugăciune, ne rugăm și pentru ei. Dar vinerea, în primul rând, este pentru rugăciune. Fiecare să vină și să aibă un timp în care să stea de vorbă cu Domnul. Da, acestea fiind zise, rostesc ca Domnul să vă binecuvinteze pe toți și mă rog ca Dumnezeu să lumineze pe fiecare în parte. Nu căutăm prin asta să atragem oameni la Rafa, nu căutăm adepți, ci căutăm ca copiii care oricum vin la Rafa sau cei care vor să vină, dar nu se simt implicați, să aibă o modalitate de implicare. Fii binecuvântat și te aștept la Rafa. În fiecare vineri de la 18 repetiție cu copiii, în fiecare vineri de la 19 seară de rugăciune și în fiecare duminică de la 16 slujbă, unde cântăm, ne rugăm, vestim cuvântul Domnului, ne rugăm pentru bolnavi, împlinim cuvântul Domnului care spune scoateți afară dracii, propovăduiți Evanghelia și mă rog ca Domnul să lucreze tot mai puternic la Rafa. Vino și tu și împreună să stăm în prezența Domnului și Dumnezeu să lucreze puternic. Fii binecuvântat!